Uite, și acum dacă dai conectare, zice că parola introdusă este incorrectă. Și ai dat pe ta parola? Da, și zice că să bag un cod. Ia vezi. Mai povestește și mie. Ce să zic, e bine. Am cursul de dimineață până seara. Bine, acum mai e și asta, că vreau să mă mut și-mi caut ceva mai mare, că ăștia doi cu care stau, un neamț și un chinez, se ceartă într-una ceva. Ia, ce-ai făcut? Intru la tine pe mail ca să-ți iau codul. Ia, bagă-ți parola. De mail? Mhm. Tu? La această emisiune, cum vă permite dumneavoastră să spuneți că merită să fie tratați ca niște oameni inteligenți? O să schimb? Numai dumneavoastră de la USR sunteți inteligenți. Da, pe ce vrei tu? Cum vă permiteți dumneavoastră... Mai las și eu așa porni sau ce mai zic ăștia. Da, mamă, da. Știi că mai poți să te mai ai și pe alte canale. Dacă e, nu știu, mai întreabă pe mine și îți mai zic și eu. Da, sigur, că tu de la Berlin știi tu ce face Iohannis. Tu știi că de o lună de zile nu a dat răspunsul la miniștrii ăia? Că așa vrea el, e țara lui. Că e poporul lui, așa a zis, că e poporul lui. Tataia ce face? Îl cam doare un picior. Am fost ieri la medicul de familie, 3 ore am stat să-mi dea o trimitere. Ăștia le-a mărit salariile și ei tot așa, știi? Și le-a mai dat și o cutie de bomboane, nici nu s-a uitat la ea. Păi de ce i-ai dat? Păi cum să nu-i dau? Că dacă nu-i dai, nici nu s-a uitat la tine. Păi n-ai zis Adina oricum nu s-a uitat? Păi așa am zis, nu s-a uitat. Că le-a mărit salariile și că să mai uite ei la o cutie de bomboane? Mamă, stai puțin că eu nu înțeleg. Deci tu te plângi că le-a mărit salariile sau că nu ți-a luat ție cutia de bomboane? Dați șpagă și vă plângeți că de ce iau șpagă? Și acum că nu mai iau, vă plângeți că de ce nu iau? Dar tu ce-i, mă, mamă, de te enervezi așa? Nu mai, hai, lasă că... Și așa vorbesc de 2 ani singur, vorbesc degeaba. Gata, ți l-am făcut, merge. Ți-am schimbat parola. Păi ce a avut? Nu știu, ai postat mizerii și s-a stricat. Ei, am postat mizerii. Am mai distribuit și eu de pe la Gelu, de pe la doamna Radu. Uite ce ai distribuit. Un nou atac al hashtagiștilor rezist? Păi da. Ce e la hashtagist, știi? Păi, bă, ăștia cu rezist. Cum? Hashtagiștii lui Iohannis. Bine, hai, ia și notează-ți parola asta nouă, că trebuie să o bagi de fiecare dată când intri. Hai, cu litere mici, da? Da. M. M. U. U. 1. 1, numărul sau? Da, cifra 1. Da. 3. 3. Pe 5. Pe 5. D. D. Deci, M, U, 1, 3, pe 5, D. Da. Deci așa și cu litere și cu numere. Da, 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 păi e mai sigură și nu. Oricum. De fiecare dată eu trebuie să o bag când intru pe Facebook. Da, o bagi de fiecare dată când intri.